Slăviți să fie Domnul! Amin! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturii în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începem citirea în versetul 22, pagina în Biblie 1077. Fapte 16 cu 22. Norocul s-a ridicat și el împotriva lor și legătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița de înăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. În amiezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-au scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela de noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. În primii ani de școală, mi-aduc aminte că tovarășa învățătoare ne-a scos undeva în marginea salului, pe un imaș, și aveam să venim în contact cu manualul ce se numea Cunoștință despre Natură. Și ne-a spus acolo, copii, uitați-vă în sare, ce vedeți? Nu mi se pare vouă că cerul se unește cu pământul? Și noi am spus, da. E, asta e definiția orizontului. Și de atunci o țin minte. Locul unde ni se pare că cerul se unește cu pământul, se numește orizont. Dar ne spunea învățătoarea, dar nicăieri cerul nu se unește cu pământul. Că dacă mergem până acolo, vom vedea că linia se duce mai încolo. Și dacă mergem mai încolo, linia aia tot fuge din noi. Și nu este nicăieri un loc unde cerul se unește cu pământul. Și au trecut ani și încet, încet am ajuns la o altă convingere. Și eu acum cred în toată inima că este un loc în care cerul se unește cu pământul. La Valencia, în Biserica Pentecostală Betel, sigur cerul se unește cu pământul, amin? Și dincolo de ce izbește privirea, aș vrea în lumea nevăzută să-L vedem aici prezent pe însăși Domnul Iisus Hristos. De altfel, El a spus o dimineață printr-o descoperire a Duhului Sfânt, că El este aici. În Matei 18 cu 20 spune Biblia că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Și eu cred că Hristos Domnul e aici. Amin? Eu cred că îngerii cei tari în putere sunt aici în mijlocul nostru, că Biblia spune că îngerii din cer doresc să primească ce se întâmplă în Biserica Domnului. Și acum am o recomandare pentru dumneavoastră. Dacă tot Domnul este aici, profitați. Amin. Profitați de prezența Domnului. Era odată o femeie bolnavă. De 12 ani avea o hemoragie puternică. O cheltuit toți banii la toți medicii, toți au ridicat neputincioși de umeri și la un moment dat, când învățătorul trecea prin satele din Iudeia, femeia asta și-a spus, dacă tot trece pe aici, aș dori să mă ating numai de poala hainelui. Și-au făcut loc cu mulțime, s-au închisuit acolo și undeva pe la spate l-a atins pe Domnul. Și Domnul s-a înturnat și a spus, cine m-a atins? Și ucenicii spun, Doamne, mulțimile te îmbulzesc și tu mai întrebi cine s-a atins? Nu.
Cineva parcă s-a atins în mod special de mine, că am simțit că din mine a ieșit o putere. Femeia când s-a văzut dată de bol a venit și i-a spus că ea s-a atins, că e așa de bolnavă și Domnul o vindecă și o mântuiește. Dacă ești bolnav în trupul tău și ai venit în adunare, numai tu știi cum ai putut să vii până aici. Și dacă te asigur prin Evanghelie că Hristos îi prezent aici, n-ai vrea să te atingi de El. N-ai vrea să profiți de momentul ăsta. În marginea Ierihonului era un om orb. Nu văzuse niciodată. Stătea aruncat în colb, acolo în marginea drumului, de haina lui strânsuită. Și el a auzit că trece Iisus, Fiul lui David. Și a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și ceilalți îl certau. Dar el striga și mai tare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Știți un secret, îl spun. Când strigă un nenorocit, Domnul a auzit. Și dacă astăzi un bolnav strigă după vindecare, Domnul aude. Amin. Și Domnul nu poate trece nepăsător pe lângă strigătul tău, pe lângă lacrimile tale, pe lângă dorința ta. Și Domnul spune, chemați-o să vie. Orba aruncă streapța lui se duce și Mântuitorul îl vindecă și îl face să vadă. Dacă tot e aici Domnul și dacă tot cerul se unește cu pământul, și dacă tot cerul e prezent la sărbătoarea de astăzi, de ce n-ai profita și tu? Să te vindece Domnul, să te mântuiască Domnul, să te ierte Domnul. Dacă ai în trăirea ta, în viața ta, pati, în pofte, lucruri de care nu poți să te lași, că tu le-ai dat diavolul cu păcatele lui, de ce nu l-ai rugat pe Domnul al să te elibereze? Și cu siguranță Domnul ascultă rugăciunea. De ce n-ai plecat acasă mântuit? De ce n-ai plecat acasă eliberat? De ce n-ai vrea să pleci iertat de păcate? De ce nu vrei să pleci acasă sănătos? Dorim ca Domnul să le facă acestea, amin? Amin. Dragii mei, suntem la un botez nou testamental, un act cultic poruncit de Mântuitor. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am spus eu și iată că eu sunt cu voi. Botezul e o poruncă a Domnului și aș vrea să vorbim despre aceste lucruri. Pavel spunea în Evrei capitolul 6, să lăsăm dar adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia de pocăința de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata viitoare. Pavel, învățăturile acestea le considera ca fiind învățături începătoare. Și totuși noi câteodată trebuie să ne întoarcem la lucrurile începătoare. Pentru că am evoluat, am cunoscut, am cercetat, dar am și uitat. Eram odată într-un grup de tineri în care erau foarte mulți studenți, studente și le-am spus, măi, voi sunteți tobă de carte. Care din voi ar putea să spună corect alfabetul limbii române? Și am încercat, dar păi nu știu, frate, că s-au mai schimbat, a, bă, nu. Ați văzut studenți și nu știți alfabetul limbii române. Și asta se învață la vegetar în clasa 1-a. Eu am băiat în clasa 1-a și dacă mă întrebați, ar putea să știu că l-am învățat din nou alfabetul. Ei, noi cu ani de pocăință, e nevoie câteodată să ne întoarcem la învățăturile începătoare, învățăturile despre botezul. Că sunt mai multe botezuri. Este botezul în apă, este botezul cu Duhul Sfânt și este botezul cu foc. Botezul în apă este ceea ce vedeți dumneavoastră aici, în care candidații de aici, frați și surori, vor intra în apa botezului, vor mărturisi credință, apoi veți vedea dumneavoastră că un frate din mai mare noștri de care s-a vorbit, îi va cufunda în apă și îi va ridica. Ce înseamnă oare asta? Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, citim Evanghelia, în Roman, capitolul 6, spunea cuvântul Domnului așa. Versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte,
moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci care e simbolistica botezului? Pentru că toate actele cultice au o parte simbolică și o parte practică. Ei, la botezul în apă, simbolul acesta este o legătură, un legământ pe care îl face cu Dumnezeu, semnul legământului botezul, iar partea practică, când frații aceștia vor lua o soră, un frate, îi vor cufunda în apă, înseamnă că ei mor împreună cu Hristos. Și când îi ridică din apă, înseamnă că ei învie la o viață nouă. Greșeli, păcate, probleme, tot ce au avut, au rămas acolo. Și Dumnezeu îi iartă. Spunea Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 17, versetul 30, un decret. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ăsta e simbolul botezului pe care o să-l vedeți dumneavoastră. Botezul în apă. Botezul cu Duhul Sfânt. Poate îl vor experimenta unii serile care urmează. E acea umplere cu Duhul Sfânt și mai e botezul cu foc. Ordinea nu e întotdeauna la fel. Unii au primit Duhul Sfânt întâi, după aia botezul în apă. Unii au început să primească botezul cu foc și spunea în 1 Petru, capitolul 4, versetul 12, fraților, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudată. Simbolizând încercările, suferințele care trebuie să le îndurăm pentru Domnul. La noi povestea fratele Lazar Găitan că a fost în satul Berchișești, pe râul Moldova, erau botezuri în apă în vremea aceea. Și la un moment dat a luat un băiat tânăr, un plășcan, de aproape 2 metri voinic, îmbrăcat în haine albe, pe malul apei mărturisea botezul. Și când îl întreba frate, te crezi în Domnul Iisus, câtă vreme să fii pocăit, îmi spunea fratele Lazar, mama lui, o cucernică ortodoxă, avea o jor de mână și în continuu troia pe spate. Și spune, mă, m-am uitat la el ca un sfânt, mă, cu mâinile pe piept. Dita mai bărbatul mărturisea credință în Dumnezeu, în timp ce mama lui îl lovea și îl ocăra și îl bajocorea. Botezul în apă, odată cu botezul cu foc. Să știți că eu sunt a treia generație. Bunicul meu, pentru că a fost pocăit în luna februarie, l-a luat jandarmii de sculți în gheață și l-a dus, l-a condamnat la 25 de ani. Îmi spunea mama mea, Dragoș, eu n-am avut mamă de la 6 luni, am rămas orfană. Și când aveam 5 ani, pe tata l-a arestat, l-a dus la Cernăuți pentru 25 de ani. Și-a făcut 4 ani de poșcărie. Și noi am rămas 3 copii orfani, care nu aveam pe nimeni. Mâncam ce puteam, dormeam unde puteam, pentru credința în Domnul Iisus. Dumnezeu acum a dat, așa, în mod general, clipe de libertate. Dar în mod particular, știu că unii suferiți pentru Domnul. Eu aș dori ca Dumnezeu să vă dea binecuvântarea, să vă dea putere și să rămâneți tare în încercare. Amin? Amin. Vorbim de botezul acesta, dragii mei. Cufundarea în apă reprezintă moartea împreună cu Hristos. Când ieși din apă, ieși la o viață nouă. Dar să punem o problemă, nu a unor oameni ironici. Nu. A unor oameni bine intenționați, care au venit la mine și au spus, Domnule, uite care-i treaba. Dumitare a vorbit foarte bine. Dar la Cartea Sfântă scrie că este un Dumnezeu, o credință și un botez. Ori eu am fost botezat când eram mic. Acum, dacă am fost botezat și mai e o dată botezul până sunt mare, nu-l supăr pe Dumnezeu? Nu s-a mâniat Dumnezeu pe mine? Cum răspundem la această întrebare? Și acum mergem în Romani, în capitolul 10, în care Pavel ne vorbește de condițiile acestui botez. Și spune așa, versetul 9, Romani 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vă rog, subliniați expresia, mărturisești cu gura ta.
mărturisească altul despre tine, tu trebuie să mărturisești cu gura ta, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Fiecare om trebuie la vârsta maturității să creadă în Dumnezeu, să se producă în el acea naștere din nou, acea transformare interioară, să facă un legământ în inima lui cu Dumnezeu, iar semnul exterior al legământului să fie botezul în apă. Mi-aduc aminte odată ce circulam în mijloace de transport, eram într-un troleibuz în orașul Suceava, eu sunt din Suceava, troleibuzul foarte aglomerat, mergeam la servici. În stânga mea, pe un scaun, sta un om foarte sobru, un preot ortodox, îmbrăcat specific și nu știu de ce el s-a uitat la mine și avea dorință să discute cu mine. El îmi spune ceva, eu i-am dat o replică cu bun simț, pertinent. El îmi mai spune ceva, îmi spune ceva din Scriptură, eu completez, la care el foarte iritat îmi spune, te-am citit de când te-ai suit în autobuz. Eu știu cine ești tu. Ia spune, la câți ani ai luat botezul? S-a făcut liniște într-o lebuză. Dar eu spuneți-mi dumneavoastră, Domnul Iisus, la câți ani ai luat botezul? Lasă asta, măi. Tu răspunde la câți ani întrebat. La câți ani ai luat botezul? Eu știu cine ești tu. Și eu spun, la că 20 de ani am luat botezul. V-am spus, oameni buni, lumea se uita așa de urât la mine. Omul acesta începea să mă ocărască și eu am spus, păstrați-vă liniște. Mă pare acolo o carte sfântă, Biblia, are cruce pe ea. Te rog, citește la toți oamenii din autobuz, din Biblia asta, un caz în care un copil mic a fost botezat în apă. Și apoi dă-mi o mie și citesc mai multe cazuri când oameni mari au fost botezați. El s-a simțit inconfortabil, a început să voiască pe scaun, dar oamenii spunea, citește, părinte, citește, pune-mi acum, citește. Și eu spuneam, chiar așa, părinte, citiți-mi, vă rog, în toată Scriptura asta, un singur caz în care un copil mic a fost botezat. Și apoi eu zic, mă citesc mai multe cazuri când oameni mari au fost botezați. Că în toată Scriptura, nicăieri nu-i prezentat botezul unui copilaș mic. Cu tot respectul care l-am pentru toți și nu mi-am permis, Doamne ferește, să jăcnesc pe careva, asta e credința care o avem noi, asta e ceea ce mărturisim noi și spunea cuvântul Domnului, de-i dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Am o întâmplare, am povestit-o la mulți frați, poate au auzit-o și dumneavoastră. Am un prieten în vicul de sus, îl cheamă Mitruț Iliuță. Trăiește, trebuie să aibă la vreo 80 de ani. În vremea lui Ceaușescu lucra la combinatul de prelucrare a celulozei în Suceava și era bun prieten cu directorul general. Om pocăit, om de încredere, mergea la el acasă, avea cheie la apartament, îi repara, totul, îi făcea totul și erau prieteni. Și odată îmi spunea fratele, mi-a povestit mie, când i-a născut nevasta, se duce la director și bate la ușă. Da, intră. Secretarul a lăsat, îl cunoștea și când intră, o tovarășă Iliuță, ce fac? Stai jos. Și zic, domn director, am venit să vă spun cum mi-a născut nevasta și am un băiețel. La care directorul se ridică, bine, îl fericită, să dea Dumnezeu sănătate, să trăiască. Domn director, dar știi de ce am venit? Am o rugăminte. Spune-ne, Mitruță. Vreau să-l angajați aici la combinat. Și eu spun, nu e nicio problemă, să dau Dumnezeu să trăiască un pic, să fac un pic în școală și îi dau eu un post, că nici el n-a să știe ce face. Și că, domnul director, dar rugămintea mea este să-l angajați acum, ca să-i meargă din China. Și întreabă, dar cât are? Păi are 3 săptămâni acum. Și domnule, voi ne-am venit, să-i dau ăștia la ziar, mă, îi dau la televizor, că am angajat un băiat de 3 săptămâni. Dar el spune, domnul director, dar mă, tale, mi-e creștin de la câteva săptămâni și ai așa o vechime la care directorul îi spune stai așa că m-ai prins, lasă-mă să mă gândesc că eu nu știu ce să spun. Frații mei, noi avem vechime în creștinism. De la câteva săptămâni am primit botezul, am fost încreștinat, n-am mărturisit noi, am mărturisit altul în dreptul nostru. Dar spune-mi, te rog, dacă botezul înseamnă și iertarea păcatelor, că Anania îi spunea lui Saul și acum ce mai spune?
stai, scoală-te, primește botezul ca să fii iertat de păcatele tale. Dacă avem convingerea că la botez în apă Dumnezeu iartă păcatele, spune-mi ce faci cu păcatele tale, acele de la câteva săptămâni care le ai până acum. Ce faci cu rachiul tău? Ce faci cu țigara ta? Ce faci cu curbiile tale? Ce faci cu înjurăturile tale? Ce faci tu cu toate acestea? Eu aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Că noi mai avem o scuză. Eu vreau să mor așa cum am născut. Și poate n-ar fi rău. Dar adevărul nu e ăsta. Am un prieten bun, fost fotbalist. Toată viața lui a dedicat-o fotbalul, în anul tinerețe. Secretar de partid în vremea lui Ceaușescu, secretar de UTG pe tot complexul la industrial. Și la un moment dat el s-a pocăit. Din birou și mașină și catedră și ce avea, l-a pus în mături în curtea combinatului. Și fostul măturașul cânta prin curtea combinatului plin de bucurie. Și odată mergea pe autobuz și se întâlnește cu un coleg și îi spune, măi, tu nu vrei să te pocăiești, da? De îmi spune Costel, Costel Vlad, chiar nu-i spun jurul, lasă-mă în pace. Eu vreau să mor așa cum am născut. Dar tata ăsta, colegul meu, un băiețel mic, așa de câteva ani, și lasă pe tata, măi, de tine cum te cheamă? Ionuț. Ionuț, câți ani ai tu? Eu am 4 ani. Ionuț, ia spune la tine mea, tu bei? Și că nu bei, cum să bei? Ionuț, dar tu mai fumezi? Nu fumez. Ionuț, dar îmi juri? Și că nu mă jur. Și îi spune lui tatăl său, ai văzut cum ne-am născut? Nu ne-am născut nici cu țigară, nici cu rachiu, nici cu curvii, nici cu înjurături, nici cu furtijaguri, nici cu blestemul, nu. Nu ne-am născut așa. Noi nu murim cum ne-am născut. Noi murim cum trăim. Că în viața noastră astea toate se adună. Și nevoie în viața noastră de pocăință. Dumnezeu să ne ajute, amin? Frate, mie spuneam că am citit un cuvânt de aici, în care se întâlnesc doi oameni. Unul care-i botezătorul, și o să-l vedeți îndată pe frați, și unul care-i botezatul. Îi nevoie de acești doi oameni. Nimeni nu se poate boteza singur. Un frate păstor de la Arad, un bun prieten al meu, îmi cere odată părerea și îmi spune, frate Dragoș, să vezi ce s-a întâmplat un nou. La noi în Arad, o doamnă a venit la adunare și s-a pocăit. S-a hotărât să ia botezul, dar bărbatul ei, ofițer activ de securitate. Și spune, dacă tu mă faci rușine și ratezi cariera mea, eu știu ce fac, dacă tu te pocăiești, eu când vii acasă te împușc. Eu te împușc, eu mă duc în pușcărie, tu te duci în mormânt și fetele noastre la orfelinat, că aveau 2 fete. Și acum spunea fratele ăsta, să vezi cum ne înrăjeam noi 2 păstori, să rămurim o femeie să nu iei botezul. Au să urmai așteaptă, poate să se schimbe, ne mai rugăm, la care ea spune așa, duminica avem botezul. Eu vin îmbrăcat în alb, intru în apă, stric cât ce pot eu, cred și mă botez singur. Și o spus că mă pot să se boteze singur. Și o spun, na, vine duminica când botezem noi. Și îmi spunea, măi, am botezat-o. Și când s-a dus acasă, bărbatul ei s-a uitat la ea și a spus, măi, tu ai luat botezul? Și l-am luat. S-a ridicat și a spus, ai ceva deosebit. Fața ta strălucește. Fața ta e mai luminoasă. Tu ești o sfântă, eu sunt un gunoi. Te rog, iartă-mă de intențiile mele. Și-o trăi și trăiesc mai departe. Este botezul cu foc, nu știu care și cum o să vină. Dar vreau să vă spun că trebuie un botezător și un botezat. Ei, am citit cuvintele acestea și vreau să vorbesc despre acești doi oameni. Vreau să vorbesc scurt de botezător. Apostolul Pavel, în cazul ăsta, era botezător. Câteva lucruri care ar trebui să le știe toți frații. Pentru că în Biserica Domnului este rânduială ca toate adunările Sfinților. În primul rând, Apostolul Pavel era în legătură cu Biserica, trimis de Biserică și respecta învățătura Bisericii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Spune asta pentru că unii se cred foarte inspirați. Dar noi avem o prietenă, venea de mai multă vreme la adunare și într-o zi, când împărțim cina Domnului, ea se ridică. Și-a spus, soră, la matare, lua botezul? Da. Când l-am luat? Acum, joi. Dar cine te-a botezat? A venit un frate de prin oraș și m-a botezat. Dar cum îl cheamă? Nu știu exact cum îl cheamă. Dar el era botezat? Cred că era, dar
cum o boteza pe mine. Și uite de din lucru de acum, ce facem cu femeia asta, să stăm de vorbă, cine o botezat-o? Botezătorul trebuie să fie, în primul rând, un om disciplinat, în legătură cu biserica, trimis de biserică și să respecte învățătura bisericii. Amin? Eu m-am uitat la patrul ăsta extraordinar. Când era omul ăsta dismerit, știți cine a fost Pavel? Șef de promoție la școala lui Gamaliel, nepotul vestitului Higa, școala iudaică, da? O terminat primul. Era trusat, era în sinedriu la un moment dat. El se prezintă acolo în Galaten ca fiind vârful de lance al culturii iudaice. Și la un moment dat, Dumnezeu îl întoarce la pocăință. Pavel acesta are o revelație. Dumnezeu îl răpește în al treilea cer și îi arată Evanghelia. Îl învață să predice. Și îmi spune Evanghelia propovăduită de mine, nu-i de o pârșie omenească. Eu n-am învățat Biblia de la un om, eu am învățat-o prin descoperire dumnezeiască. Și vine cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 16, și ascultați ce spunea cuvântul Domnului aici. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și a presbiterilor din Ierusalim. Adică mergea marele Pavel și spunea, așa a spus Bartolomeu, aveți grijă. Așa a spus Iuda, fiul lui Alfeu, și noi trebuie să păzim. Cine a fost Bartolomeu? Ce știți de el? Învățăturile lui Matia, le știți sau altuia? Nu le știm. Marele Apostol Pavel era smerit și în legătură cu toți frații. Să ne ajute Domnul așa să fim. Amin? În al doilea rând, Apostolul Pavel era un călăuzit de Duhul Sfânt. E marea problema noastră. Articolul de porunca generală. Pavel nu călca cuvântul dacă se ducea, știu eu, în Asia. Cuvântul Domnului spune aici așa, pe când am fost oprit de Duhul Sfânt să vestim cuvântul în Asia. Dar de ce au fost? Nu a spus Domnul, duceți-vă în toată lumea, Asia nu făcea parte din toată lumea. Era porunca aceea generală. Dar noi avem nevoie de o călăuzire specială. Și vine Biblia și spune așa, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Atunci a avut o vedere, cineva din Macedonia e chemat. Frații mei, în lucrarea lui Dumnezeu ne trebuie o călăuzire specială și Dumnezeu să ne-o dea. Îmi plac oamenii plini de Duhul Sfânt. În vremea prigoanei, la un cheșul meu în grădină, s-au adunat 10 fete, într-o noapte, au postit 3 zile și pentru că nu erau voie să dea botezul, au spus, Doamne, trimite-l pe fratele Arcadie Lăzăreanu să ne boteze. Și într-o duminică seara, târziu, pe un timp cu ploaie, cu pelerină și cizme, un bătrân Arcadie de la Părtești vine acolo și spune, măi, de ce m-aș chema? M-a trimis Duhul Sfânt la voi. Te-am chemat, frate, ca să ne botez. Și în noaptea aceea le-a botezat. Mie îmi plac oamenii călăuziți de Duhul Sfânt. Îmi plac oamenii plini de Duhul Sfânt. Așa să ne ajute Domnul să fim, amin? Pentru că știți ce se întâmplă? De multe ori, uite, vă dau un caz. Povesteau frații de la Vicul de Sus că fostul primar, un om foarte dur, a ajuns ocazionat în adunarea din Vicul. Și când el a ajuns acolo, a pus să cânte corul. Cea mai frumoasă cântări. Și fratele Chelvan spunea, mă uitam la omul ăsta. El era într-un fel obligat de niște rugheri să vină la biserică. Stau rece, impasibil, așa. Nici o tresărire pe fața lui. Și-a pus frață să predice. Și-a predicat frață. Care mai de care, mai frumos. Și nimic, omul ăsta a contat, domnule, cu 10 pute pe frunte, a nimic. Și să fim la adunare, și eu să plece. Și să ridică o bătrână să spune, fraților, hai să mai cântăm cântarea când mergeai cu crucea în spate, scump mântuitor. O cântare veche. Și spune, mă uitam la omul ăsta. La prima strofă o devenit mai interesant. La a doua strofă s-o destins fața lui. Când o cântat a treia strofă, o început să plângă. Când s-o găta cântarea, s-o ridicat în picioare și-o spus, fraților, lăsați-mă pe mine să fiu pocăit cu voi, vreau să mă pocăiesc. Și îmi spunea fratele Chelma, sora aceea a avut o călăuzire specială. În duminica aceea, cântarea aia trebuie cântată. Doresc să călăuzați pe Domnul și cântărețe, și predicatorii, și proroce. Amin? Doamne ajută din aceasta. În al treilea rând, Apostolul Pavel era un om al rugăciunii. În ziua de sabat ne-am dus afară din cetate lângă un râu unde credeam că este un loc de rugăciune.
Dacă e ceva neglijat în viața noastră, într-o societate creștină, îi neglijată tare cu rugăciunea. Cât v-ați rugat voi astăzi? Cât v-ați rugat dumneavoastră ieri? Cât ne rugăm noi în fiecare zi? Avem acele câteva minute obligatorii pentru rugăciune, apoi ne ridicăm și plecăm repede. Eu aș dori ca Domnul nou să ne dea un duc de rugăciune. Amin? În al patrulea rând, frații mei, Apostolul Pavel a fost omul care nu a acceptat compromis în lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că el străbătea cetatea și pe când străbătea el cetatea, o ghicitoare. Mergea în urma lor și striga, oamenii aceștia sunt slujitori lui Dumnezeu. Ce reclamă? Cât din noi n-am vrea reclama asta? Cât n-am vrea despre noi să spună că suntem slujitori și că suntem mari propovăduitori? Dar izbor, sursa nu era bună. Și Pavel se întoarce spre ea, mustră Duhul, eliberează și știți dumneavoastră întâmplarea de aici. Vedeți dumneavoastră? Pavel nu acceptă compromisul. În lucrarea lui Dumnezeu, nu pune Dumnezeu o cărămidă și diavolul o cărămidă, că n-are nevoie Dumnezeu. De aceea să ne dea Domnul și nouă tăria asta. Amin? Amin. Doamne ajută din aceasta. Frații mei, aș vrea să vorbesc puțin și despre cel care a primit botezul. Când m-am uitat la temnicierul acesta, el era un om foarte dur. Uitați-vă dumneavoastră, Biblia spune că norodul s-a repezit asupra lor. Le-a spus hainele. I-a bătut cu nuiele. Gândiți-vă că oamenii aceștia erau o masă de sânge, cu pielea, cu carnea zdrobită, plin de sânge. Omul ăsta îi prinde, îi duce în celula cea mai de jos, le pune cu picioarele în butuci și le strânge cu șurubul acolo. Unde aveau să fugă oamenii ăștia? Ce răzvrătire aveau să facă oamenii ăștia care abia să mai țineau pe picioare? Câtă lipsă de compasiune, câtă lipsă de sensibilitate. La niște oameni bătuți, zdreliți, îi pui picioarele în butuci și Biblia spune că el se duce și se culcă. El poate dormi. Vreau să vă spun la celor care sunteți aici, eu nu vă cunosc. Niciunul din voi, stimați Domnul și stimate Doamne, nu sunteți așa de răi cum a fost omul ăsta. Faptul că sunteți în adunare astăzi, aveți o predilecție pentru religie, ați venit aici ca să vă întâlniți cu Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Niciunul nu aveți duritatea acestui om. E niște oameni răniți, bătuți, trântiți jos, îi pune cu picioarele în butuci și pleacă să curcă. Și poate dormi liniștit omul ăsta. Un alt indiciu care mă face să mă gândesc că era foarte dur, în momentul când o crezut că au fugit în temnițață, o scos sabia să-și facă harachiri. O vrut să o omoare. Păi asta nu o face oricine. Trebuie să fii foarte dur în tine însă să faci lucrul acesta. Omul ăsta a trezit ca pe un om foarte dur, foarte rău, fără milă, fără compasiune și neinteresat de cântările lui Pavel și Rosina. Am întâlnit oameni care, trecând cu cortegiu funebru pe un sat, fug în casă, spune, să nu aud că dacă aud îți vinovat, însă asupra urechile, nu cumva să aud. Oameni neinteresați de Dumnezeu și de religie. Și încă o dată, voi nu sunteți așa și nici unul de aici nu e așa. Dar se întâmplă ceva cu omul ăsta, Dumnezeu face o minune. La cântarea de Pavel și Rosina se cutremură pământul, temnița e clătinată și ce cutremur a fost ăla? Că spune că toate lanțurile au căzut de pe mâini. Ce cutremur, de câte grade ar trebui să fie un cutremur să cadă căptușul de la mână? Acolo numai un înger al Domnului a fost. Și-au făcut să cadă toate legăturile. Nu știu dacă e careva în temniță din voi. Și temnița poate fi o patimă, un pârcat, un lucru de care nu te poți lăsa. Aș dori ca Domnul să te cutremure astăzi. Și legăturile tale care le ai de ani de zile să cadă de la mâini și de la picioare. Și să plec de aici un om liber, un om eliberat. Doamne ajută de la aceasta. Și omul ăsta rău și dur, și fără compasiune, dintr-o dată înțelege că aici e mâna lui Dumnezeu.
Și dintr-o dată omul ăsta îi interesa de mântuire. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ai fost vreodată interesat de mântuirea sufletului? Ai fost interesat vreodată să se rezolve problema sufletului tău? Și iarăși am o întâmplare care am povestit-o la mulți și am să vă spun și dumneavoastră. Când a murit la noi presbiterul adunării, Ieremia Ion, 35 de ani a fost presbiter în adunare, omul ăsta la un moment dat a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru că o da niște boteze, fără acord cu securități. Și în pușcăria aceea de la câmpul Lungustel, când s-a turnat temelia fabricii de Aron, mai era unul din bosanți, l-am cunoscut bine, pe amândoi am cunoscut, unul care chema Merlă Gheorghiță, un om de 2 metri, da, voinic, foarte dur, care a fost condamnat la 22 de ani pentru crimă sadică și care a executat 18 ani de pușcărie. Ei bine, păstorul nostru și cu răul ăsta s-au întâlnit amândoi și locuiau într-o celulă. Cu vremea au venit amândoi acasă. Și fratele Ieremia, păstorul nostru, a murit. În prag, acolo, predicau niște frați Evanghelia. Și un frate a predicat din o întâmplare din Scriptură. Și spunea el că niște băieți, niște feciori, s-au dus să taie lemne. Și când tăia lemne, unul a dat cu toporul și i-a sărit securea din coadă și s-au dus în apă. Și-o venit la prorocul Elisei, că de acolo vorbesc acum, și i-a spus, vai, Domnul meu, am pierdut securia și eram împrumutată. Și predicatorul ăla din prag spunea, oameni buni, noi avem un suflet împrumutat de Dumnezeu și trebuie să-l dăm înapoi la Dumnezeu și să-l păstrăm frumos, cu grijă, că trebuie să-l dăm înapoi. Lucru împrumutat, să-l dăm înapoi. Dacă ceva de valoare vouă, este sufletul. Spunea Domnul Luca 9:25. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea și să aibă toată Valencia și Barcelona lui, dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul. Vedeți dumneavoastră, noi avem un suflet, dacă ne pierdem pe noi înșine identitatea noastră, nu câștigăm nimic. Dumnezeu m-a ajutat, a călătorit multă lume. De la capul celălalt al pământului, din Australia, și în Dubai, și în Canada, și în America, de multe ori. Am văzut frumusețe extraordinare, create de oameni sau create de Dumnezeu. Dar toate astea la un loc îs mai ieftine decât sufletul care ți l-a dat Dumnezeu. Care ți l-a împrumutat Dumnezeu. Și care într-o zi va trebui să-l dai înapoi la Dumnezeu. Și s-a terminat în mormântarea. La câteva luni de zile, mergând prin sat, eu mergeam cu calul, cu crescător de animale, mergeam în colo, omul ăsta venea în coace și mă oprește. Era bine când îl întâlnești pe omul ăsta să ferești. Toată lumea se temea de el. Și îmi spune, băi băiete, eu am fost la mormântare la Ion. Zic, știu, v-am văzut acolo în poartă. El ieșea în relief, era voinic. Măi, acolo s-a spus o vorbă în prag și vorba aia nu mă lasă pe mine să dorm. Și-o plecat în limuță. Aproape la un an de zile mă întâlnesc pe jos. Eu mergeam în colo, el mergea în coață. Îmi spune, vine coață. Și mă duc la el. Bună ziua, frate Gheorghiță. Bună ziua. Băi, băiete, am un an de zile de când nu pot să dorm. Măi, acolo m-am auzit că eu am un suflet dat de Dumnezeu și că sufletul trebuie să-l dau înapoi. Băi, tu știi ce suflet am eu? Și când s-o răspind la mine, am pus capul în jos, a spus, băi, Gheorghiță, matale, o să trebuiască să te pocăiești, ca Dumnezeu să te ierte. Și în prima duminică, mintele ăsta, în ambele astea de om, o intra la noi în adunare și a spus, oameni buni, eu am un suflet, dar de Dumnezeu, eu trebuie să-l dau înapoi, eu vreau să mă pocăiesc. Și au rămas în adunare și s-au pocăit și l-am botezat. Și mergeau tineri învins de la cei bătrâni, la bolnav, și mergea la el și el sta cu Biblia și întreba de toți copiii, măi băieți, aici ce înseamnă asta? Și omul ăsta, cât o mai trăit, o citit în Biblie, Domnul a îngăduit o boală fulgerătoare peste el și a plecat. Dar înainte de a pleca, el spunea tuturora, eu mi-am rezolvat problema sufletului. Stai aici și mă ascult în ziua de azi. Ai venit, tu ești rudă, tu ești prieten, ai venit, Dumnezeu te-a chemat aici. Îmi permis să te întreb, ca slujitor al Domnului, tu ți-ai rezolvat problema sufletului? Că nu știm când plecăm de aici, nu știm.
Mor și tineri, nu de mult am participat la o mormântare și nu vă spun bătălia care s-o dat când niște oameni trebuiau să iei 3 sicrie și să le pună pe mașină. Un băiat de 28 de ani, o fată de 15 ani și o fată de 13 ani. Efectiv se duceau în lupte. Unii trăgeau unde se criu și alții trăgeau înapoi. Și când tata au pus mâinile pe cap și au strigat, Alexandra, de ce pleci din casa mea la 15 ani? Ce ți-au făcut de miraj? Plângea adunarea. Când era corul la Ițigani, o bucnit în plâns și nu mai putut cânta nimeni. Că era o tragedie. Am fost la Voinier odată când trei fete mergeau pe marginea șosiei la adunare. Și un băiat trecând cu mașina, cu viteză, un vecin de-a lor, a vrut să ne spere și a făcut așa cu volanul. Dar nu mai apucat să regreseze. Pe prima din margine a trătit-o jos și a rămas moarte. Băi, atât, fără prejudiz. Și am predicat acolo. Nu mă întrebați ce am predicat, că nu are importanță, că nu știu ce am predicat. Are importanță că mor și tineri, are importanță că mor și bătrâni, are importanță că poți muri tu în Spania și că tu va trebui să te duci înaintea lui Dumnezeu cu sufletul tău. Ți-ai rezolvat problema sufletului? Astăzi aici se boteză. Câteva persoane s-au întâlnit cu Dumnezeu. Ele vor să moară împreună cu Hristos, cu trecutul lor, cu tot ce au ei și să învie la o viață nouă. Să vă ajute Dumnezeu. Amin. Omul acesta a înțeles că asta e minunea lui Dumnezeu. Înțelegi lucrarea lui Dumnezeu? Am cunoscut oameni care efectiv nu pricep când Dumnezeu se implică în viața lor. Și oameni păgâni, mi-aduc aminte odată în Valea Dura, un împărat, un mare împărat al babilonienilor, o aruncat trei băieți în cuptor. O încălzit un cuptor tare, tare, tare și o aruncat. Așa era din cuptorul, că oamenii care i-au aruncat s-au pârlit tot. Și la un moment dat se duce împăratul, se plimbă cu mâinile în șor la gura cuptorului și strigă, măi, n-am aruncat noi trei oameni în cuptor. Zic, da, dar eu văd patru. Cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Dragii mei, când treceți prin cuptor, Hristos e cu voi. Și împăratul ăsta păgân a recunoscut prezența Domnului și alții nu recunosc prezența Domnului. În vremea lui Ceaușescu, la autobaza din Suceava, niște șoferi pocăiți strângeau bani. Și unul nepocăit de la mine din sat, îl cunosc bine, o văzut că strâng bani, băi, pentru ce strângeți bani? Dar așa nu spuneau bani, nu făceau chetă să bea ei, să se oferi. Păi spuneți-o și mie, și unul îi spune, băi, spune-mi niște bani. Sunt și copii orfani într-o casă și vrem să le dăm. Și șoferii noștri dădeau cu de 50 lei, cu 100 de lei și îi spune, și ce mă feriți de mine, mă? Dau și eu. Și scoate 500 albastre cum erau și îi dă. Da, dă și de bani de alea. Și la ceva vreme, vine înapoi la autobază și îi spune la șoferii ăștia pocă.